Oamenii mă cunosc, eu nu mă feresc de muncă, dar uneori intri în burnout. Da, după Facebook. Eu nici măcar nu lucrez de mult aici, dar efectiv n-am mai putut. Camere, cabluri, recorder, baterii externe, lavaliere, dronă, baterii de dronă, trepied, lumini și quick release. Zile mai lejere, zile mai pline și sunt zile în care n-am timp să mănânc absolut deloc. Normal că am plecat. Am plecat, normal că am plecat. Am și eu viața mea, problemele mele. Am, de exemplu, am două pisici acasă. Nu știu ce să zic. Uneori parcă viața îți zice așa că trebuie să mergi mai departe. Știi cum e clișeul ăla? Un capitol închis înseamnă un capitol deschis. Cert e că de când m-am lăsat de fumat și de băut suc, lucrurile au început să schimbe în jurul meu. În sensul că am început să le văd mult mai clar. Am plecat pentru că am plecat. Și nici nu mi-a fost ușor. Mă duc acasă, la Lupen. Unde să mă duc? Au fost zile în care am venit la 8 și am plecat la 9, seara. A doua zi. Au fost zile în care n-am mâncat nimic, de câtă treabă am avut. Concentrez mai mult pe proiectul meu, pe comentarii epice. Ce ar mai fi de zis? Nu știu ce ar mai fi de zis. Bă, Sorin, da? Dar tu de ce ai plecat de la Cavaleria? Am plecat pentru că mi-am terminat treaba, dar ne vedem luni. De ce ai plecat de la Cavaleria? Eu de fapt am plecat să dau mâncare la pisici. Ne vedem luni cu IQ Battle. Gata, te muți în blockchain, Andrei. În primul rând mă duc la sală, că e ziua aia de piept. Și în al doilea rând am și un short care e posibil să mă lichideze. Nu că mi-ar părea rău, dar de ce ai plecat de la Cavaleria, Laurențiu? Am plecat să filmez. Casa veche. Chiar și tu, Radu? De ce ai plecat, mă, de la Cavaleria? Mi-am luat o vacanță de o săptămână, mă duc la munte. Eu mă duc să mănânc, dar mă întorc. Înscrie-te pe gb.ro. Vlad, de ce ai plecat de la Cavaleria? A venit weekendul și mă duc cu tovarășii la Ciubăr. Lorena? De ce ai plecat de la Cavaleria? Am plecat o lună în Thailanda. Păi și ce ți-a fost greu? Am cărat multe trolere. Și mi s-a rupt și o rotiță. Și un fermoar. Atunci plec și eu. Să-mi încarc mașina. Drive? Oh, well.